pula mea mi-e rău. Ia scuze aici. E un tâmpit care face doza de haș. Eu fac Nico. Doza de Nico. Ce Nico? Nico Fleck. Ce Nico Fleck? Nico Fleck. Dacă e Nico Red, eu fac Nico Fleck. Nico Flet. Nico Tech. Hai că ești popona, da, uite. Dacă eram pizdă, era cea mai tare. Le sugeam la tot. Cu? Bă, până că să mă pulă important, trebuia să ori merg pe calitate, dar dacă eu nu mă pricepeam la calitate, mergeam pe cantitate. Așa și specii, ca și oameni. Ori faci mulți copii, ca să te iasă unul bun, ori te concentrezi să faci unul bun. Investești mult în ea. Sau faci doi și după aceea te concentrezi pe unul, la fel cum a făcut taică. A făcut doi. Hai să au de prea mult. E mulțimea cea mai mică, dar prea e mulțime. S-a concentrat pe unul, s-a concentrat pe fată. Și-a băgat în fată. Bă, mă mir că nu s-a îngreșat, dar lasă că fata are tendințe. Să vezi ce tendințe are. Abia aștept să vă păsori mea de 300 de kilotone. Mamă, să vă prăboșești. My sweet little sister. Little big. Little big. Face e big boss. The most big boss. Și-am părăia. Dar vorbește bine. My dear little friends. I touch you with my smile. My tears. My lips. For your eyes. My whisper, my little friends. Now I tell you, real, my love, it's for you. I see your glow. I see your wisdom. Clean. Between. E ce-a zis o la văd? Ce pula? I'm a working class. Păi văd toate câte clase. Working class. Păi eu ce? Eu sunt din de-aia sănătoasă. Bă, fii atent că sunt mai nesănătoasă. Păi când cum e nesănătoasă? La vremea comunistă e sănătos. Că muncitorii erau sănătoși și intelectualii erau nesănătoși. Sunt mai intelectuală, fii atent că e master. E mult mai nesănătoasă decât un nesănătos. Deci odată ce a făcut facultatea, s-a făcut odată nesănătoasă, tată. Hello, how? Te-am prins. Prăjitorul. Lângă o. E nesănătoasă. Nevastă ta e sănătoasă. De ce? E muncitoare. Și tu e sănătos. Bă, tata, din păcate și eu sunt sănătos. De ce iau eu medicamente de căpuță? De ce m-a spus că sunt... Că eu acolo unde m-am dus, eram mai nesănătoși. Toți aveau diplome de facultăți. Am găsit o sănătoasă care s-a sinucis, dar atâta sănătate ce avea în ea.
Mihaela era nesănătoasă. A dat și ea la facultate, dar a renunțat că a apucat-o poezia prea pandalia. S-a internat așa la glumeți, că glumea și ea. Zic, hai să glumesc și eu pula mea, că n-am ce să glumesc pe aici, ăștia e prea sănătoși. Și s-a dus la nesănătoși. A zis, bă, hai să glumesc cu nesănătoși, că ăștia e prea sănătoși. Încă până termină facultatea, după aia se face nesănătoși, dar n-a avut răbdare. 4 ani, că dracu, era 3 ani, facultatea ei. A zis, bă, n-am răbdare eu să stau atâți ani. Mai bine mă duc rapid așa, într-o lună, două. Pac, mă duc la nesănătoși, rezolv rapid. Și a venit colegii, băi, ce faci? Bă, absolv rapid. Ce sunt prost ca voi? Mă duc la iubiți. Și câinii, ceva. Și pisici, și șobolani. Băi, și... Băi, ia habar n-aveți. Și deci, băi, ți-a făcut și master. Master de nesănătoși. Din clasă nesănătoși. Că comuniștii s-a prins. I-a băgat la canal. Și a tras apa. I-a băgat pe nesănătoși. A zis, bă, hai să băgăm nesănătoși la Ternacop. Ce dracu să faci cu nesănătoși? Era ea în stare că n-avea lopeți. Ia uite, deci ce mâine am. Bale mele rezistă, pot să dau la Ternacop, da. Ia tu pe un pictorel de la Teodoreanu și pune la Ternacop sau la lopată. Belește cur. Ăla e pentru mișcări fine, da, alea, curburi de alea fine. Dacă pui un muncitor, bă, fiecare cu structura lui, da. Comuniștii a zis, bă, facem experimentul Philadelphia. Bă, l-a făcut ea în 1900 și ceva. N-are nimic că face și ea. Bă, gâne sănătoși. Dar tata a făcut experimentul invers. A zis, băi, mie-mi trebuie... Deci tata ar fi atent că sora mea e nesănătoasă. E de clasă nesănătoasă. E cea mai nesănătoasă. Stai cu tine. Ioana a făcut facultatea asta. Nu mai mă întâlnesc cu ea, s-a măritat. Ioana. Deci, fată, fii atent că ești nesănătoasă să nu te duci facultate. Te faci nesănătoasă. Cum? Fii sănătoasă. Muncitoare, de clasa muncitoare. Proletari din toate țările, unitive. De ce? De aia. Deci eu m-am chinuit, m-am spus că să fac și eu să fiu nesănătos de 3 ori, n-am reușit. Și când m-am dus la Hiperion, doar să mă uit la note din la ăia, m-a alergat badigății pe acolo. Așa, mă cunoaște. Îmi zic, bă, badicărgi, ce nu mă lăsați? Vreau și să mă lea note. Uite, bă, când e secretaria de deschis? Băi, fetele, eu v-am dat bani ca să trăiți voi aici. Am muncit cu mâinuțile astea două. Am muncit și noaptea și ziua. Pentru fetele voastre și băieții voștri. Am dat impozite la stat, la sănătate, la sănătoși. Tu știi câte impozite am venit? Mie toate. Cu toate că unele puteau să fie micșorate, pentru că aveam un copil în întreținere, dar nu se putea, că era haimoșa, care el făcea legea peste lege. Mai tare ca mafioții. Și lăsam pe Halimă și lasă-mă în pula mea, că oricum și dacă îmi micșorează impozitul ăla, în salariul ăsta mic, pula mea, de 2 lei în plus. Mă doare pe mine în pulă. Că pot să trag 10 labe pe zi dacă vreau, ca în carne. Dacă vrea pula mea. Dacă nu, nu trag 10 luni labe. Dar ăsta nu poate să trag o labă. De ce? Că n-are pulă.